Barnowski, pe un braț, cu mine, pe un braț, pe cu... Să vezi când vă iau pe amândouă pe brațe. Asta e frumos. Serios acum. Dar și de ce? Tu m-ai educat așa. Mi-ai zis de mic, muncește, mă, lepră. A, nu, lepră n-ai zis. Eu ți-am zis, nu ți-am zis, muncește, mă, tu în altă parte și lasă-mă pe mine singură. Nu te las, că uite-mă, stai aici. Acu, da, păi dar când prezentam... Știi de ce? Că eu am fost aia care a zis prima oară. Nu, nu-i chema, lasă-mă puțin, acum am mai interpretat. Știi de ce? Alina a încercat. Lasă-mă. Iertă-mă. Știi de ce? Știi de ce mai lipsesc din când în când? Vrei să-ți spun? Vrei? Zi-mi dacă vrei. Are o zi din zi dacă acelea. Vrei, zi, vrei să-ți spun? Pentru început nu vreau. Dar acum, dacă s-a ajuns, adevăr, vreau. Știi de ce? Pentru că vreau să simți că e rău cu rău, dar mai rău fără rău. Păi, dar m-am descurcat, adică... Păi da, eu nu spun că tu nu te descurci, eu nu spun, ferească Dumnezeu, ai făcut asta o viață fără mine. Eu mă descurc pentru că tu mă încurci, Gabriel Dorogaci, și mie. Măi, oameni buni și așa. Am suferit. Și eu, de asemenea... Am suferit după tine. O să-ți trimit o scrisoare data viitoare. Prin ce? Nu știu, cu un porumbel. Ce, stați puțin, merg doi. Ăsta nu merge. Ăsta e închis. Bravo. Imediat îl deschid. Două secunde. Da, mai spun o doi, imediat că mai... Da. Ia să vedem. O scrisoare așa, printr-un porumbel. Printr-un porumbel. Da. Deci printr-un ești columbofil. Printr-un porumbel călător. Da. Porumbo cum? E columbofil. Ah, columbofil. Nu poți și porumbofil, e primarici porumb, nu? Uite cum ne-am gândit noi. Ia spune. Zis așa. Da. Să te lăsăm pe tine să cânti primul. Știi, da. Ca să înceapă emisiunea, că mai face și noi audiența, ne luăm leafa, nu ne mănâncă gărgărițele în gara la chitila. După care luăm pe ăsta micu pe grădinar. Îl fezandăm, da? Îl aranjăm, așa, îl pufoșim și te așteptăm și pe tine ca să-l faci de râs. Măi, cu mare plăcere, de asta am și venit. Și... Dansatori ai? Da, da. Robert și Răzvan. Salut, bine ați venit. Avem treabă. Da, da. Aveți treabă, da? Da. Eu zic să nu mai pierdem. Păi, nu, să ascultăm, sigur. Vedem, nu, după parfum. Sigur, da. Să mai avem treabă. Recapitulăm. Încercăm. Încercăm. Mulțumim lui Dumnezeu și Măicuriței Domnului că n-ai avut în mână cataroaie. Artistul nostru. Mulțumesc dansatorilor. Și noi mulțumim, mai ales că nu s-au accidentat. Okay? Deci toată lumea e bine. Măi, ați spart farfurii? Ce s-a întâmplat? Eu am vrut doar să dau un pic cu fructele, s-a făcut farfuria. Exact ca la greci, știu. Deci se ia ca la grecii, pac! Așa! Ai mers numai în Grecia, ai rămas acolo. Cum să mă, că te întreb, dar de unde îți cumpere apa plată? Nu, dar eu am o singură problemă. Adică dacă tot mai o farfurie, mai când tot atât. Nu, ție ți se pare că asta e o singură problemă? Nu, problema e după ce ies de aici. Nu, dar dacă te apuc așa dintr-un cântec, mi se complică viața. Stai puțin, să vezi frumusețe. Întâi l-au luat cu șervețelele. A început să arunce tine cu șervețele. Sigur. Eu îl vezi pe Gabi, îmi iau șervețelele, le-am pitit în spate. Eu am crezut că e regie de platou, zic că au dat cu baloane. Da. Am crezut. Dar eu fac regia de platou. Când am văzut că începe să arunce în tine și cu conton de bine, dar știi de ce, nu? Eu mai sparg din ele că leafa mare, am leafa mare și trebuie să mai cumpăr altele noi. Auzi? Stau și mă gândesc dacă vine un artist, nu știu, mai... din generația mai tânără. Da? De mult dacă mai nu-mi place, dau direct după el? Nu, asta zic, să ne-ai cu ceasul, că rezistă. Maestre, să ne... Nu mi-a plăcut, nu știam ce se întâmplă în spate, știi? Credeam că nici noi. Mă, e ca la grece, bine, suntem în așa... Da, 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 m-a simțit deja ca la tavernă. Dragul nostru, dragii noștri, noi v-am mai văzut la un moment dat în această formulă de prietenie și de loialitate reciprocă, de văleagă. Acum, aș vrea să te întreb... Pimini? Pimini! Tu n-ai învățat nimic de la acest gentleman. Da, cum să critic? Ești critic tu, Gabi? Glumesc. Nu ne ferește, nu. De ce? Eu glumesc. Asemenea lucruri despre mine. Nu, doar fac câte o mică observație care prinde bine uneori, da. Persoanei respective sau în absență? Nu, nu, cu mine sunt foarte critic. Mă uit într-o oglindă, am oglindă acasă, știi, cam povești, știi? Vorbesc cu oglinda tot timpul. Dar mă înfior, pentru că nu-mi imaginam că sunt atât de complicat. Așa mă arată pe mine oglinda. Dar de ce mă întrebați asta?
Nu, n-am întrebat eu. Nu, dar întreabă că de asta este aici. Nu, nu, el nu de asta este. Nu, el n-are treabă cu noi, da, el de la farfurii să trage. Să facă arate. Distrugătorule. Arate. L-am întrebat pe tânărul Ilie de, dacă a învățat ceva de la tine, pentru că văd că el se străduiește, vezi, el încearcă. Da, și-a pus un crăvățică frumoasă. Și-a pus o parte dintr-un costum, adică parțial. Păi nu. Jumate gol. Jumate gol. Avem o surpriză, știi, și nu putea să vină în costum popular, pentru că, mă rog, îndrăgim cu toții Bucovina și eu prețuiesc locurile lui natale, însă de data asta o să facem cu totul altceva și m-am gândit, i-am spus, Ilie, nu se poate. Nu poți să vin cioban, nu? Da, mai e. La voi sunt pădurar, nu poți să vin pădurar. E, da. Hai. Hai. Da, deci asta e un semn că vrei niște lemne. Așa subtilități. Eu mă pricep, mă prind așa. Dragii noi împreună am fost și la Cernăuț, la mine acasă, la câteva spectacole. A fost frumos, sper că ți-a plăcut la Cernăuț. Vreau să vă întreb un lucru. Te rog. A fost frumos la Cernăuț. Minune. Știi cum e Teo la Cernăuț? Minune. Ai fost în Viena, sigur că ai fost în Viena de la Moș. Exact așa e. Am stat 100 de zile, am ieșit din spital și nu am mai întors la Viena niciodată. Deci, am fost la Viena. Am avut o vacanță, am văzut doar o clădire. Am avut o vacanță de 100 de zile la Viena, bine că am scăpat de ea. Din ea, de fapt. Omul se cunoaște la drum lung. Și vreau să vă întreb. Voi doi ați fost la drumuri lungi, de exemplu cu avion. Da. Nu numai, ne-am cunoscut la drumuri lungi și a fost bine pentru că el nu este zgârcit, dar ține de bani. Nu ne certăm decât câteodată, bineînțeles că sunt certuri legate de deplasare sau de, nu neapărat, de bani, nu. Așa. Nu. Dar eu las de la mine totdeauna că-s mai înțelept. Și da, dau pasare de la o vreme. Și din cauza asta, toate drumurile noastre lungi au un rezumat bun. Dacă facem o concluzie, e bine că plecăm, știi? Și le-am și spus și lor, haideți să mergem, să umblăm, să ne întâlnim cu oamenii, să vorbim. Nu mai fiți așa țăpănoși și importanți, că oricum nu vă cunoaște nimeni, că dacă nu sunteți în costum popular, nu întreabă nimeni de voi. Aici ai fost rău. Aici ai fost rău. Și cu mască mă cunoaște. Să vezi ce ți-o iei tocmă de la populariști. Nu, dar noi am fost și când mergem cu avionul, Gabi mă întreabă ce rugăciune ai mai învățat. Asta vreau să vă întreb. E vreunul dintre voi care are fobie de zbor? Și deși zbor atât de des, acum nu, că e pandemie, dar până în pandemie am zburat mai mult, că am mers mai mult cu avionul decât cu mașina. Nu-l mai las să stea lângă mine. Când se mișcă puțin, că el se mișcă avionul, mai și zboare, mai... Da, când se mișcă, așa tot timpul, nu se poate. I-am spus, stai liniștit că au mers oameni cu avionul de 100 de ani. Da, nu se poate. Și stai liniștit că n-a rămas niciunul sus. Niciunul, da. Toți au în cap. Erau artiști care treceau oceanul acum 50 de ani, cu avioane, cu elice, cu roți, cu șenile. Nu s-a întâmplat nimic. Stai liniștit. Așa am eu o frică, pentru că odată întorcându-mă din Israel am avut o turbulență foarte, foarte mare, o cădere de aia urâtă așa în gol de... Na. La cap? Nu! Nu. Nu, că cap. Nu te... Așa. Și de atunci am o frică așa, nu știu, dar o depășesc. Dar într-adevăr, eu așa mai obișnuiesc să mai mă rog. Așa. Dar de ce ne întreb de chestia asta? Să știi că mi-a rămas un bilet de avion, ăștia mi-au dat un voucher să-l consum până să termină ce a început și au zis unde să mă plin cu avionul, că nu merg avioane. Și mi-au rămas 350 de euro la Air France și abia aștept să mă plin cu avionul, dar n-am unde, că nu sunt avioane. Serios? Da, cerul fără mine, e posibil așa ceva? Da. De ce vă întreb? Pentru că de obicei în avion se întâmplă cele mai funny lucruri, cele mai amuzante lucruri. Dar râde mult. În special bucovinenii au o apetență. Cunosc o bucovineancă, în acest moment se uită la televizor, care la primul ei zbor, bine, după ce a făcut tot ce trebuia, a făcut, toată criza în floare. Toată criza, zice, auzi, tu, dacă ieși, măcar să nu mor trează, nu știu și s-a întâmplat. Fiți drăguță, dacă se poate, un bahar de vin divinuț. Vinul era dulce, bun. Asta a mers bine și al doilea și după al patrulea. Alo, doamna Mateo! Coborâți la alerjdân! Bine că ai întârziat, dacă ai aflat tot. Da, sunt foarte drăguți. Dumneavoastră... Eu nu beau în avion, dar nu beau așa, dar nu beau. Eu, spun bancuri. Noi am fost cu bancuri. Am fost cu Gabi și cu doamna Elena Mișoreanu. Da, le spune și râde singur. Mie nu-mi plac bancurile lui.
Nu e adevărat, nu e adevărat că râde, dar vrea acum să se dea. Am fost la drum cu mașina, cu Gabi, cu Elena Merișoreanu, cu Adriana Trandafir. Mai vreau să zic că în vamă, în vamă atâta mișto au făcut de vamiș. Elena cu Gabi. Nu e adevărat. S-au destrat cu ei. Încât Vameșu a greșit, în loc să treacă mașina pe Adriana, că Adriana conducea mașina lui Adriana, a trecut-o pe șoferul nostru la vamă. Nu, cum se zice când dai ciubuc la vamă la voi? Tradiția. Tradiția. Și nu s-a dat tradiția. Tradiția, îți dai seama. Încurcat tradiția. Măi, a fost, am curcat la act. Ciubucul. Am curcat la actele. A fost o nebunie. Toată artera s-a oprit că... Da, o să fie foarte fericiți cei de la vamă că au auzit asta. Să știi, e tradiție. Știi, tradiție. Tradiție, da, tradiție. De tot, cum sunt, hai că nu știai. Și noi avem o tradiție aici în emisiune. Da. Cred că nu știați despre ea. Spargem farfurii.